primăria Ploiești întreabă cetățenii dacă sunt de acord cu demolarea blocului 7 etaje. Inițiativa are ca scop consultarea opiniei publice cu privire la amenajarea, în zonă, a unei esplanade pietonale, menită să repună în valoare cele trei monumente istorice simbole ale Ploieștiului, Palatul Culturii, Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul și halele centrale, așa cum au fost ele gândite și proiectate de celebrul arhitect Thomas Ocolescu. Prin repunerea în legătură a acestor monumente, într-un cadru arhitectural și peisagistic unic, Ploieștiul va putea fi adus, din nou, pe harta orașelor atractive din punct de vedere turistic. Consultarea ploieștenilor este necesară având în vedere construcția bugetului pentru anul 2022. În funcție de votul majorității se vor putea aloca fonduri necesare în bugetul de investiții pe acest an pentru demararea studiului de fezabilitate.